Hei, hei, salutare toată lumea și pe un episod din Case Opening pe Drake Moon, ce să mai pic. Așa, de Case Opening pe Drake Moon. Da, mă, vă place seria asta de Case Opening. O să facem mai multe Case Opening-uri. Nu știu cum o să le postez exact, dar o să facem multe Case Opening-uri. O să deschidem, nu o să deschidem chestii de genul. Adică hai să vedem cine ar pica dacă am deschis o chestie de genul. Ia. Oh, e un Huntsman care e 80 de euro maxim. Dar am fi făcut profit. De fapt 90 de euro, 50 naira. Îl deschidem un snorkey de asta prima dată. Sper să ne pice ceva bun. Dar sper să ne pice ok, că dacă ne pic ok, ne-am scos. Ia, dar nu ne-a picat ok, fuck. Pierdut aici ceva. O să deschidem mil spec. Open this case. Toamă, leorile. Nouă șansișori. Deci, e cu țiața de 250 de euro, deci... Doar uitați-vă ce item îți pot pica aici. Ia că-s curios ce îmi poate pica aia. Da, sigur îmi pica mie Fire Serpent. Îmi pica maxim un Icarus Field dacă... Era gen maxim un Icarus Field. Hai să mai vedem. Ce să deschidem? Ce să deschidem? Părăsiorilor, ce ziceți voi să deschidem? I-aș deschide un... Aș deschide un micro drake, dar mi-e frică. Deschidem oare un micro drake? Hai să deschidem una. Pentru că ce se poate întâmpla? Decât să pierdem toți banii. Am... Nu știu cât e chestia asta. Habar n-am cât e chestia asta. 28 de cenți. Fac eu. Nu e bună micro drake-ul ăla. Deloc nu e bună cutia asta. Stai, ce zice acolo, mă rog? Armor core. Nice! Stai să mă un pic să-mi pun aici filmarea. O secundică, dăm sell. Și o secundică, stai să mă un pic. Îmi pun aici. Cred că așa e bine. Stai să mă un pic că mie îmi zice aici că se blochează, zice... Și nu vreau să fac un episod de case opening în care mi-arunc banii. După aceea să observ că n-am filmat. Bine, nu-i festiva asta de filmat, că puteam să deschid și off-camera, dar zic ca idee. Hai să vedem ce mai putem să facem. Micro Drake, mai deschid încă una, mă mai risc, fraților, pentru Micro Drake. Aș mai risca pentru Micro Drake, dar nu știu ce să zic. Micro Drake, mă. Ai, frate, ce-o fi, o fi. Am un pinch stripe dacă mi-ar pica. Hai spate, avem noroc. Poate. Avem noroc, da, frate, avem noroc de... 35, vai, hai mai simt de-astea. Open this case. Te rog, te rog să pice ceva bun. Te rog, te rog să pice ceva bun. Asta e nou, e nou arma. Cred că e ieftină, rău. Holy fucking shit. Și ce asta mă vă poți pe AC 50-50? No, nu o să-mi pice. Ce îmi zicem aici? Azi dăm un refresh. Midvo King, azi mai vedem. Drake, ce este Drake? 10 euro, adică ce așa wow în ea? Doar roșii și de-astea bune. Bine, nu e bună, pentru că dai 10 euro pe ea, dar poate să spice gen un căcat de la... exemplu, Water Elemental, care e 2 euro, poate să spice și chestii genul, deci e foarte nasol. Eu zic să dăm un frite spin, maybe? Dăm un frite spin? Stai să ne un pic să văd aceea în PayPal, că să văd cât mai am, că nu știu cât mai am, dacă aș deschid o de astea, dar de asta, da. Dăm un free test spin prima dată, cred că aș da un free test spin mai bine. Stai să ne un pic. Și mai pică netul? Nu pică. Hai să-mi free test spin până intru eu pe PayPal. Nu mai am prate nici pe PayPal. Oh, nice! Dacă îmi pica asta, eram pe barosoneală, nu? Zic eu. Da, mă, nu știu, hai, mai deschidem de aici. Eram pe barosoneală dacă ne picau de aia. Hai, mă, de micro drake. Eu deschidem multe micro drake-uri în episodul ăsta. Nu știu cât e. S-ar vedea să fie ieftinitorul, s-ar putea să nu fie ieftinitorul. Nu, bad.
Deschidem un șnerchi de ăsta, un șerchi. Dacă ne pică chestem pe barosăneală rău, adică... Da. Vroiam să-mi pice cheie, frate. Cheie o să pice, frate. Cheie, cheie, cheie. Pe pariu că dacă dau acum la șarchi asta, dau un frite spin, o să-mi pice ceva bun. Să vedeți că o să-mi pice ceva bun. Ok. Bă, uite că așa nu fac gen la free test prin să-ți pice cheie sau chestii de genul. Nu, au făcut ca lumea, legit site-ul ăsta. Asta apreciez, pentru că unii îl fac așa, aiurea gen și na. Stați mai un pic. Nu. Ok. Ce mă s-a vă post pe aici? Am mai uitat la vă post pe aici. Ce mă de aici, mă? Dar vreau un... Sorry, but this book is sold out. Drag, asta m-am uitat datele. O să mai analizez cu tine că nu știu, chiar mă gândesc. Ca și dacă vreți să luați 75 gratuit pe acest site frumos. Vă duceți voi aici la Affiliates. Stați așa un pic. Duceți voi la Affiliates, nu Affiliates, la promo code și băgați codul Nick Banian, de fapt Nick băgați, doar Nick și pentru 75 de cenți gratis ca să începeți cu site-ul. Mir sper că o să deschid, iară. Open deschis. O tipică ceva bun într-un final. Ah, torcu, 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 fac dacă pica torcuul ăla, torchiu. Da, bine, am pierdut ceva, dar nu contează. Pierdut 2 cenți, dracu. Avem pe Safari Mesh? Yes, nu pica Safari Mesh. Yes, 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 yes. Noi, eu pierd urât aici, dar nu mă interesează. Până la urmă fac for fun. Yes, 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 yes. Asta cred că e 10 cenți, așa e? 15. Vai, cât pierd, ești nebun. Pierd foarte nasol cu site-ul ăsta. A, uite, OBS-ul, by the way. Salut! Safari Mesh! No! No! Care e cea mai scumpă cutie? Asta e cea mai scumpă. Ia să deschidem 5 de-astea. Că-s curios ce mi-ar pica dacă aș fi deschis 5 de-astea. Da, sigur îmi pica mie meduza. Sigur, frate, sigurat îmi pica mie meduza dacă deschideam. Nu îmi pica mare nimica. Pica bine, nu deschid așa ceva, nu sunt retardat, frate, adică ce, mama, dracu. Deschis cutii bine? O deschis, de exemplu, mulți au deschis cutii de genul, dar nu merită la dracu, adică pierd 200 de euro aiurea, până la urmă 200 de euro. Fac și eu ceva, mi-i țin acolo în portofel, naiba, nu? Dacă vreau să fac și eu ceva ca lumea. Dar, ne. Mi-i scriu micro drag de asta. Open this case. Oh, nu știu cât e asta. Habar n-am cât e asta. Oh, fuck. Fuck, fuck, fuck. Am luat 75 și am luat 30 înapoi. Fucky, fucky, fucky. Nu, no, necros, necros, necros. Ah, shit. Bă, măcar am făcut profit de pe cutia asta. Măcar atât am făcut profit. Not bad. Îți scriu că dau la două cutii dacă fac profit. Habar n-am dacă fac profit la două cutii sau nu fac profit. Aș putea să nu fac profit, aș putea să fac profit. Maybe, maybe, maybe. Armor core, cât o fi asta? 12 cenți, frumos. Oare să dau o dată la două cutii de alea, mă, să-mi stric 60 de cenți, care pot să deschid un snarky, dar snarky oricum nu-i profitabil, deci ar merita să-mi distrug 60 de cenți, nu? Zic eu că ar merita să distrug 60 de cenți. Schimb, să distrug 70 de cenți mai aici, mă. Nu 70, 60. Că dacă deschid două de astea, de unde distrug 60 de cenți. Deschid. Ai, frate, ce o fi, o fi. Doar ce se poate întâmpla decât să pierd tot. Oh, fuck!
N-am făcut profit din asta, mai imposibil așa ceva. V-am zis că nu fac profit. Dacă deschid așa câte două. Oprește, oprește, oprește! Fuck, no! Nu, nu, nu! Dacă se oprea acolo era beautiful. Like, gândiți-vă dacă se, dacă se oprea acolo. Yes, 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 yay! Biciule. Ah, never mind. Never mind. Bă, și fratele, o să vă arăt cum merge site-ul. O să vă arăt cum merge site-ul ăsta, like, când vreți să dați depozit, nu depozit, când vreți să salvați un skin, o să salvezi pe cel mai ieftin, care nu mă ajută cu absolut nimica. Și o să-l salvez, o să vă arăt gen cum dați voi acolo. Dar va trebui să băgați prima dată las. Ce vreau aici, mă? Stați așa un pic, am o problemă. Like, ești serios cu mine? Are you fucking serious with me? Never mind. Am avut o mică problemă. Deci, cum să salvați voi itemele? Vă duceți, deschideți o cutie random, total random, gen asta, da? O deschidem, de exemplu. Da, mai ceva deschis, o deschidem, să mi-am fie obiesul, așa. O deschidem, vedem ce ne poate pica. I-a picat un Elite Bull, Riot ăsta, dacă nu e ieftin, nu-l văd. Dacă e peste 15-20 de cenți, nu-l văd. Da, 11 cenți. Dăm try again! O să ne deschid automat o altă cutie. Sau puteți da X dacă nu mai vreți să deschideți o altă cutie, dar eu nu vreau să deschid. Uite, de exemplu, un Elite Build. Nu e chiar scump, dar e bun, nu? Vedeți? E bun. Ok. Dăm la winnings! Winnie, winnie, winnings! Și o să ne apară acolo. Să stăm un pic. Să... Get by clicking here. Să stăm un pic. Să îl iau eu. Copy. Ok. Ce faci bun? Stai așa că l-am mutat obiesul aici. Ok. Update. Perfect! Dăm aici click. Uite, l-avem pe ăsta. Dăm withdraw items. Dar trebuie să... Cică depozit. Îmi cere depozit? Am tot depozit boss, mi-am băgat Glock 4 elemental aici. Ok, mă rog. Never mind. Deci dați aici și dați withdraw item. Să dau sell. Nice! Și avem bani. Acum. Ok. Deschidem două de astea. Ai mă, două de astea. Ok, o să-mi acopăr. Ok. O să mă uit doar pe al doilea monitor. Oh! Oh! Yes! Bine, bate! Ai! Să spară familia! Oh, easy profit! Ai încă două de-astea, mă. Oprește, oprește. Nu mai, gata. Gata. No, mai gata. Păi, ești bun, frate! Ai că e bine, o să-mi deschidă mini drag-ul ăsta, oare? Că ce ne dă din asta? Hai, mă! Bine, mane, bine! Mă duru pe mine în cur să fac chestia asta. Vai! No! No! Am pierdut toți banii. Am avut 7 euro. Am mai am 4. No! No! De ce? Îți bate de halul ăsta joc de mine. No! Ai ceva bun. Hai să pice ceva bun. Blood Tiger-ul ăla. Pișat. Like, really, bă, am avut, am făcut profit de 2 euro, tot timpul, vă dau un sfat, tot timpul când faceți bani de pe un site de pariuri, tot spune neapărat de pe orice site, nu mai băgați odată, like me, puteți să-i păstrez, să deschidă mai, de astea, să-ți fiu mic, să vă arăt imediat, mai de astea, un mil spec, că făceam profit și de pe astea, dacă îmi pica un USP Blood Tiger de 1 euro, dar nu, că mie îmi trebuie mini Drake de ăla, mini Drake, pișam aș pe el de mini Drake, trebuie să-mi pierd eu toți banii, mă. Toți bănuți, au zis și de mai mici specuri de astea. Adică până la 60 de cenți. 3 de astea, 1 euro aproape, deci nu mai am chef de pierderi. Uite, vedeți? Dacă bag așa puțin, câte puțin, dar cred că asta e ieftin, așa e? Ah, da. Nu, dar era un pic pe bizon de tot din cutia asta care era mai scump și de aia m-am uitat. Cu aia glumești?
Frică doar de astea acum? Nu, nu. Nu mă tentează, nu mersi. Nu mă tentează așa ceva. Oh, să nu, nu știu cât de ieftine sau cât de scump. Bine, nu știu, nu știu, nu știu. 16 cenți. Nu mai am chef de acesta. Bă, cred că o să încheiem episodul aici, fraților. Nu știu dacă o să-l încheiem sau nu știu. Voi ziceți să mai deschid? Să mă mai risc, mă? Mai, nu știu dacă să mă mai risc sau nu. Trebuie să și plec acum? Adică nu să plec, să fac ceva. Da, vreau să mai deschidem ceva aici. Ho, să mai deschidem! Respect-uri, logic. Da, și mă gândeam să fac eu profit astăzi, mă. Da, da, o deschide, fă case opening pe Draymond, că o să faci profit, da. O să faci profit, garantat, deci, mă, ce mai există, faci profit. Uite, faci profit, uite stainless-ul acolo care e 2 dolari. Nu, frate, este pe biz de 12 cenți. Aoleo! Trebuie mie Drake-ul și Drake shit și de-alea. Uite, uite, uite. Asta e, ăla e ieftin. Hai pe Urban Hazard, du-te direct. Ok, cred că asta e ultima. Dacă fac profit, o să deschid. Dacă nu fac profit, n-o să mai deschid. Nu mai deschid, gata. Pa! Pa! Nu știu cât e asta, dar totuși o să fie ieftină. Gata, băieții! Sper că v-a plăcut episodul de case opening pe Drake Moon. O să mai fac episoade de genul, da, o să mai fac episoade de genul, dar mai se mai dacă ceva. O să mai intru pe site-uri, să văd gen site-uri de pariuri, site-uri gen double sau, nu știu, ăla alb, roșu, verde, o să mai încerc pe site-uri de genul. Dar pe Drake Moon, o să mai încerc pe Drake Moon, o să-mi bag banii pentru că e distracție, dar bag cam mulți bani și, bine, nu mulți bani, dar bag și pierd. Vedeam să bag și câștig și era mult mai bine, nu? Eu trebuie să bag și pierd, nu? Ok, salutați și voi. Intrăm pe al doilea, așa. Ok, pe oricum, sper că v-a plăcut acest episod. Nu ezitați să apăsați pe butonul subscribe dacă mai aveți episoade în continuare. Uite, aici când zicea lumea că sunt gras, ia uitați aici, bă, băieții, că sunt... Am siluete, ia stați așa un pic. Uitați, bă! Deci unii că sunt gras, că-s de la care stă toată ziua la PC și-s gras. Bine, stau toată ziua la PC, nu pot să ne chestiază așa. Să mă îngraș dacă stau toată ziua la PC, da? Nu sunt gras. Asta e foarte important, că nu sunt gras. Ok. Păi oricum, sper că v-a plăcut acest episod. O să mai fac episoade, de case opening. Aș mai deschid una de asta. Hai să mă frite smila cuțite. Frite spin. Ok, never mind. Oricum, fraților, sper că v-a plăcut acest episod din case opening pe Drake Moon. Cel mai șmecher site, ghilimele. Am pierdut tot timpul pe el, mă rog, oricum o să mai face case opening. Ador site-ul ăsta, lumeam cei de la Drake Moon. Vă pup drag, pentru că, na, pana mea, puteți să ne oferiți și voi site-uri astea care nu dau scam. Am partea aia e cam pierdut, dar nu contează oricum. Sper că v-a plăcut și ne vedem la viitoare. Bye, bye. Bă, ce ești prost, bă.